Zăpada și temperaturile cu minus au adus și motive de bucurie pentru mulți dintre noi. Unii ne bucurăm de schiat, însă cei cu posibilități mai mici se vor putea bucura începând de sâmbătă de un patinoar în incinta stadionului municipal. Aici vă veți putea desfășura la vestiare, afară în sunetul muzicii sau în timp ce serviți un ceai cald. Începând de mâine, cetățenii municipiului Reghin și în deosebi putem să ne adresăm copiilor și tinerilor, adulților din, din, localitate, că pot să beneficieze de un patinoar în aer liber în cadrul bazei sportive Avântul Reghin. Până acum, patinoarul a fost deschis preț de câteva zile, însă condițiile meteorologice au dus la asistarea activității. Atunci, oamenii au profitat din plin. A fost deschis și înainte de sărbători, dar din cauza anotimpului, că e un teren care e natural, nu au ținut atunci decât vreo 4 zile, 5 zile, că s-a încălzit timpul. Deocamdată nu este gata, mai trebuie doar câteva straturi de gheață pentru ca totul să fie finalizat. Însă, cu ajutorul vremii și al apei, până sâmbătă dimineața, totul va fi în condiții optime de funcționare. Nu trebuie mult efort depus, ci doar multă răbdare. Ținând cont că timpul s-a răcit din nou, am încercat să-l refacem din nou și sperăm ca pe mâine să putem să l dăm drumul. Ce suprafață are mai exact? Deci are 60 pe 40. În concluzie, doritorii pot să facă o vizită la patinoar. Nici prețul nu e foarte mare, putând avea acces cât mai mulți oameni. Astfel, luați patinele și fiți siguri că sunt ascuțite. Cu toate acestea, începătorilor le recomandăm să fie atenți la căzături.